Bună ziua, bine ați venit în bucătăria mea. Eu sunt Camelia și vom face astăzi împreună cozonaci și vă invit să rămâneți alături de mine pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru aluatul de cozonac vom avea nevoie de 500 de grame de făină albă, 12 grame de drojdie, 60 de lapte, 1 maia. O să avem nevoie de 11 ouă. O să folosim doar gălbenușurile de la 10, ouă și 1. Îl vom lăsa pentru uns pe deasupra. Mai avem nevoie 125 de grame de unt, 200 de grame de zahăr, 200 de grame de smântână, 40 de grame de cacao, coajă de portocală și lămâie, eu rad, când găsesc portocale și lămâi biologici și le pun cu zahăr și le țin în frigider. O linguriță de sare, esență de rom, ciocolată, și semințe de mac pentru pus pe deasupra și de susam. Și începem cu maiaua. Deci, într-un bol, punem drojdie cu laptele călduț. Amestecăm până se dizolvă drojdia. Adăugăm puțină făină. Două linguri pentru un moment. Dacă e nevoie, mai adăugăm puțin. Acum eu este gata. Acoperim și lăsăm crescut. Și asta este maiaua. Lăsăm să crească. Maiaua a crescut. Acum adăugăm celelalte ingrediente. Gălbenușurile. Zahărul, smântână, sarea, esența de rom, coaja de lămâie și de portocală, acum amestecăm bine.
dăm și făină. Puțin câte puțin. Într-o parte adăugăm cacao. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm făină. Aici adăugăm făină. Mai adăugăm puțin făină și aici. Acum, untul îl bag un pic în microunde. De unt și aici și după aceea am să le frământ cu mâna. Vom frânta bine, 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 circa o jumătate de oră, adăugând mereu unt până îl terminăm. Aluatul este gata, deci trebuie să fie elastic și îl lăsăm la crescut până își dublează volumul. Deci ăsta este cel alb. Deci cel alb.
Și asta este cel cu cacao. Anche questo è. Io ho mai adăugat anche puțină făină. Deci, în total, sunt aproape 600 de grame de făină. 560-570. Deci, asta este aluatul. Acum le punem la crescut, le acoperim. O să punem unul aici, unul aici. Cu folie. Și din albușor o să facem un chec mai târziu. Acum așteptăm să crească. Întindem. Stau. Eu pun un pic de ciocolată, jumătate aici, jumătate în celălalt. Eu fac cozonac simplu, nu ne place așa. Puteți pune orice fel de cremă. Și acum cel cu cacao. Întindem cu mâinile. Și pun și ce restul de ciocolată. La fel întind. Și o presez pur și simplu cu mâinile. Răsucim așa și după aceea le împletim. Trebuie două bucățiri de aluat. Și acum am plătit. Avem o tavă.
și punem totul în tavă și lăsăm la crescut. Din aceste două bucățele care le-am dat deoparte, le întind și cu așa o formă se vede. Încerc să tai. Ia să vedem. Tăiată. Și acum vreau să tai și ăsta mărunt. Am luat-o. Și o să avem două margarete pe care eu am să le pun peste cozonac. Aici. Una o așez aici. Cealaltă margaretă o așez aici, în partea cealaltă. Acum ung cozonacul cu gălbenuș. Deci aici avem gălbenuș cu un pic de lapte, cu o linguriță de lapte cu un gălbenuș. Ungem. Acum cu mac, această parte cu un pic de mac, și cealaltă jumătate cu susan. Acum îl las la crescut încă un pic și după aceea îl bag la cuptor. Și voi da acum cozonacul la cuptor, în cuptorul preîncălzit, la 180 de grade, pentru circa 45 de minute. Ați văzut că nu este foarte greu de făcut și merită să încercați pentru sărbători. Dacă vă plac rețetele mele, vă invit să vă abonați pe canalul meu de YouTube sau să îmi apreciați pagina de Facebook. Vă aștept la rețetele următoare. Camelia.